În contextul campaniei electorale din Găgăuzia, președintele partidului Șor, Ilan Șor, a răspuns la întrebările locuitorilor satelor Avdarmaș și Beșgheos. Oamenii s-au arătat interesați de modul în care noua conducere a autonomiei va susține tinerii și pensionarii, cum va stopa exodul populației și cum vor fi create noi locuri de muncă, dacă scrutinul va fi câștigat de Evgenia Guțul. Este foarte important să fie locuri de muncă pentru ca tinerii să nu plece din țară. Din acest motiv am inclus 7.000 de locuri de muncă în programul nostru. Acest număr nu este unul virtual, nu este doar din capul meu. Este ceea ce am calculat, este ceea ce vom obține cu adevărat. În primul rând, aeroportul pe care îl voi construi va crea aproape 1.000 de locuri de muncă în Găgăuzia. În al doilea rând, dorim să construim două mari întreprinderi de prelucrare a produselor agricole. În al treilea rând, am purtat negocieri cu partenerii ruși care vor construi 3 sau poate 4 întreprinderi industriale și în total se vor aduna în jur de 7.000 de locuri de muncă. Ilan Șor a declarat că echipa Evgeniei Guțul intenționează să aducă investitori în regiune care vor construi noi întreprinderi și astfel vor fi create noi locuri de muncă. Aceste companii vor fi deschise în baza parteneriatului public-privat și, prin urmare, autonomia găgăuză va avea partea sa în fiecare întreprindere. Potrivit lui Ilan Șor, crearea noilor locuri de muncă în regiune este unul dintre punctele programului de sprijin pentru tinerii găgăuzi. Programul pentru tineri este foarte simplu. În primul rând, intenționăm să creăm locuri de muncă. În al doilea rând, vom stabili o indemnizație de maternitate în valoare de 1.000 de euro sau 20.000 de lei pentru fiecare familie care va da naștere unui copil. Și în al treilea rând, planificăm și sunt sigur că vom implementa un program de locuințe sociale. Programul prevede o contribuție inițială de 10%, iar restul sumei va putea fi achitată timp de 20 de ani fără dobândă. O altă întrebare adresată de alegători a fost ce se va întâmpla cu pensionarii. În primul rând, vom garanta o creștere de 30% a pensiilor. În al doilea rând, vrem să deschidem farmacii sociale în toată Găgăuzia, așa cum am făcut la Orhei, unde prețurile vor fi mai mici decât în alte părți. Le vom deschide fie în fiecare sat, fie în satele învecinate, sau vor activa farmacii mobile, așa cum am făcut magazine sociale mobile. Și planificăm să inițiem un program special de ajutorare pentru oamenii care au nevoie. Acesta va fi un ajutor personal, special din partea mea și din partea fundației care poartă numele tatălui meu, plus alte programe pe care le-am implementat la Orhei și în alte regiuni unde activăm. Turul 2 al alegerilor pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze urmează să aibă loc pe 14 mai. Lupta se va da între candidatul partidului Șor, Evgenia Guțul, care a câștigat în primul tur, și candidatul susținut de PSRM, Grigori Uzun.